Aici, la Ruginoasa, istorie s-a scris. Unirea e a Evea, dar încă mă e vis. De aceea noi pe Huza, aici vrem să-l știm. E unul din strămoșii pe care îi iubim. Aici are mormântul ilustru voievod, care a schimbat viața umilului norod. Noi vrem să-l știm în criptă, cu muncă ne mai spune, dreptatea cum se face în țările române. Șapte ani a fost domn al Principatelor Unite. Apoi șapte ani a trăit departe de țară, în exil, unde s-a stins din viață. A fost înmormântat la Biserica Domnească din Ruginoasa, unde a odihnit 71 de ani, până când, în condiții de război, rămășițele sale pământești au fost strămutate la mănăstirea Curtea de Argeș, apoi la Iași. Dar oamenii din Ruginoasa n-au încetat niciodată să ceară aducerea domnitorului acasă. Demersul a avut în timp și susținători și oponenți. Ce-ar vrea Cuza Vodă să se întâmple acum cu osemintele sale, nu avem cum să știm. Dar ideea merită dezbătută, măcar pentru simplul motiv că Ruginoasa a fost locul inițial al înmormântării domnitorului Unirii. Dacă sufletul dânsului a fost la Ruginoasa, este exact ca orice om care își spune ultimul cuvânt pe patul de moarte. Bă, că se zice că nu a lăsat scris. Păi nu fi lăsat scris, dar sufletul, până la urmă, în ultima clipă, îți dictează ceea ce dorești. Și dacă a fost dorința mare, eu cred că trebuie respectată. Noi suntem obligați să păstrăm osemintele domnitorului Alexandru Ion Cuza la Ruginoasa, așa cum și ale lui Vasile Lupu sunt păstrate la treiera pictoria dânsului. Eu consider că la Iași osemintele domnitorului Alexandru Ion Cuza stau într-o umbră. De ce? Pentru că turiștii care merg la Iași și să viziteze, pleacă de acolo în gând cu ctitoria lui Vasile Lupu și cu Vasile Lupu și nu vor pleca cu numele în gând cu numele lui Alexandru Ioan Cuza. Pe când la Ruginoasa, aici unde vin femeile și închină panacide, atât domnitorului cât și soției sale și rudelor sale, și nu numai cu anumite ocazii, 24 ianuarie sau 15 mai, sau, dar și în celelalte sărbători, sunt pomenite numele lor. La clasa a patra, copiii studiază istoria patriei și în momentul în care venim și realizăm acele lecții de istorie în curtea palatului sau chiar în incinta bisericii domnești, copiii se uită cu foarte mare mirare și pun următoarea întrebare. Dacă domnitorul Alexandru Ioan Cuza este cel care a înfăptuit unirea, așa cum ne-ați spus dumneavoastră, de ce nu a reușit să reîntregească și familia? Cuza este al Ruginoasei. Eu cred că este inutil ca cineva să țină de ideea că el trebuie să stea la Iași sau trebuie să stea în altă parte. Așa cum se știe și până acum, el a dorit acest lucru. Dacă n-ar fi fost războiul, cu siguranță domnitorul ar fi rămas aici. Neșansa războiului care i-a curmat destinul de a rămâne în pământul Ruginoasei a făcut ca el să revină apoi în altă parte și anume la Iași. Este o revoltă a mea personală interioară pe care vreau să mi-o spun și anume faptul că nu știu de ce în urma atâtor demersuri care s-au făcut la instituții, la autorități, nu se rezolvă această problemă. Când am fost primar al comunei Ruginoasa, am încercat să realizez visul ruginoșenilor de a avea la Ruginoasa osemintele domnitorului. Am făcut un memoriu, în primul rând către mitropolie, fiind mitropolit actualul patriarh Daniel. La acest memoriu mi s-a răspuns că este o problemă politică și apoi religioasă. Sentimentale, ori subiective, acestea sunt argumentele localnicilor. Înainte să-i acuzăm că vor să tulbure liniștea domnitorului,
sau că vor să-l folosească pe Cuza pentru a crește valoarea comunei? Înainte să spunem că Ruginoasa este prea mică pentru Domnul Unirii, pentru că astfel de reacții au existat, ar trebui să aflăm de ce a fost înmormântat Alexandru Ioan I la Biserica Domnească, de pe fosta sa moșie. Înainte de a-și da sufletul, alături de Elena Doamna, și-a exprimat dorința de a fi mormântat la Ruginoasa prin rostirea a patru cuvinte: Ruginoasa, iertare, patrie, copii. De aici putem deduce că, într-adevăr, dorul de țară l-a mistuit. Alexandru Ioan Cuza a murit în mai 1873. A lăsat urmașilor două testamente. Al doilea îl completa pe primul și a fost redactat și autentificat în orașul unde fostul domnitor s-a stins din viață, la Heidelberg, în Germania. Prin testament nu lasă niciun fel de dorință în legătură cu locul în care ar urma să fie înmormântat. Nu. De asemenea, nu există din mărturile ulterioare ale Elenei Cuza, care i-a fost alături în ultimele, nu există o mărturie cum că defunctul, ex-domnitorul Principatelor Unite, și-ar fi exprimat dorința de a fi înmormântat undeva, la Ruginoasa sau în altă parte. Nu putem decât deduce că a existat o discuție între soți și că Alexandru Ioan Cuza poate ar fi dorit să fie înmormântat la Ruginoasa. Pe de altă parte însă, chiar dacă nu ar fi existat o asemenea dorință exprimată cu limbă de moarte, cum se spune, atunci, să spunem, factorul de decizie ar fi fost familia. Înmormântarea s-a făcut la Ruginoasa. De vreme ce acceptăm că Elena Cuza și cei doi copii sunt familia, că a fost voința familiei să fie înmormântat acolo. Moșia Ruginoasa a fost achiziționat de soții Cuza în 1862, după cum se știe. Pe 25 mai, rămășițele pământești iau drumul către Ruginoasa. Pe data de 27, intră prin gara Ițcani, intră în România, iar acest drum a fost, tot acest drum a fost însoțit de țărani. Ajuns în gară, la ora 2, domnitorul este întâmpinat de Elena Doamna. Corpul neînsuflețit a fost depus în capela Bisericii Domnești, unde a stat 3 zile, iar pe 29 mai, 1873, este înmormântat în curtea Bisericii Domnești. Singura biserică care a avut privilegiul de a trage clopotele pentru domnitor a fost Biserica de Ruginoasa. Acest clopot este existent încă din 1811, a bătut în 1873, la mormântarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, timp de 2 săptămâni neîncetat. Și tot în acel moment ar fi căpătat aceste fisuri. Sicriul a venit pe calea ferată, a venit pe calea ferată prin Austria și a intrat prin Burdujeni, Ițcani Burdujeni a intrat în, din momentul în care a intrat în țară, a fost întâmpinat de peste tot. Chestiunea aceasta că nu a fost voie să se bată clopotele, cred că este curat o legendă. Nu au fost funeralii naționale. Nu au fost funeralii naționale. Dar, prin, cum să spun eu, a fost o dunăre sentimentală. Căutam un prin efuziunea, prin durerea autentică a miilor de oameni adunați acolo, amvergura a fost una fără doar și poate, da. Cuza a încercat în două rânduri să intre în țară și nu i s-a dat voie, după care a renunțat. A fost ales în două rânduri în Parlamentul țării și nu a dorit să onoreze.
încă din anul 1870, Cuza i-a scris principelui Carol I, spunându-i astfel: „Redevenit simplu cetățean, nu am altă ambiție decât să-mi duc în Moldova viața liniștită și retrasă pe care o duc de la abdicarea mea.” Fără efect însă, refuzul este mai ușor de explicat acum decât în urmă cu peste 140 de ani. Să nu uităm contextul în care a plecat Cuza din țară. Noi vorbeam acum de Cuza ca un mare domnitor, dar inițial s-a considerat 11 februarie o revoluție. Așa a fost numit, revoluționare de 11 februarie. Deci el a fost marginalizat, cum am spus noi astăzi. Și era temut. Ăsta este adevărul. Să nu uităm că cei care au contribuit la lovitura de stat din 11 februarie conduceau țara. Erau implicați și Brăteanu, Ion Brăteanu și Rosetti. Am mai citit o problemă foarte lungă și complicată. Cuza, pe de o parte, rămâne în istorie ca un mare domnitor cu realizări excepționale. În același timp, a fost obligat să abdice. La 1873, Cuza era un cetățean al țării. El nu mai avea statutul de mare domnitor. Cuza a rămas în memoria istorică. Treptat s-a construit această imagine publică de mare domnitor. Să nu uităm că abia în 1912, deci după 40 de ani de la moarte, sau aproape 40 de ani, i s-a ridicat o statuie și după foarte multe discuții. Era tradiția ca personalitățile vremii să fie înmormântate în biserica de la reședință. Și sunt multe cazuri în țară. Deci Cuza n-a fost înmormântat ca un domnitor, fiindcă dacă ar fi fost înmormântat ca un fost domnitor, ar fi trebuit undeva într-o biserică din capitala țării, respectiv în București sau Iași. Deci așa trebuie zis contextul 1870 de ani. De altfel, Cuza a șemurit subit, nu a lăsat scris undeva că dorește la Ruginoasa. A fost înmormântat la Ruginoasa, fiindcă așa era tradiția. Alexandru Ion Cuza a fost înmormântat într-un cavou lângă Biserica Domnească. În 1907, rămășițele pământești au fost dezgropate, spălate de Elena Doamna după rânduiala Bisericii Ortodoxe și mutate într-o criptă din biserică. În 1944, în cel de-al doilea război mondial, Ruginoasa a fost, vreme de 6 luni, pe linia frontului. Localnicii au fost evacuați, la fel și racla cu osemintele domnitorului și odoarele bisericii. Pentru a nu fi profanată, oasele au fost transportate la curtea de Argeș. În 1947 au fost aduse la Iași de către o organizație, Mihail Covălnicianu, care a făcut demersurile necesare în acest sens și se vede că a primit o aprobare, promițând că va construi un mausoleu în care să fie depuse osemintele lui Alexandru Cuza, precum și cele ale lui Mihail Covălnicianu. Amplasamentul ar fi trebuit să fie în curtea mitropoliei. Această promisiune nu a fost onorată și explicația, fără îndoială, trebuie căutată în schimbarea bruscă și epocală, aș spune, de regim politic. Noul regim nu avea nevoie de mausoleu pentru Cuza Vodă. În 3 ianuarie 1947, aprobând cererea, Consiliul de Ministri a cerut să fie întrebată și familia domnitorului. Sunt voci care spun că asta nu s-ar fi întâmplat. Alexandru Ioan Cuza a fost dus într-o criptă din Biserica Mănăstirii Trei Rarhi, alături de Dimitrie Cantemir și Vasile Lupu. Mihail Covălnicianu, prietenul și sfetnicul domnitorului, este înmormântat și acum la cimitirul Eternitatea din Iași. Dar Ruginoasa nu s-a împăcat cu demersul Fundației Culturale Covălnicianu. Considerăm că
totuși, noi, predând aceste oseminte și aceste zauri pe bază de un proces verbal, dovedind că sunt ale noastre, trebuia să fim și noi înștiințați sau să ni se ceară acordul pentru a fi mutate la Iași. Din 1945 și până în 1959, preotul a scris memorii peste memorii, cereri peste cereri, pentru a se reface acest lăcaș de cult, alături de palatul domnitorului Alexandru Iacuza. Și singurul gând și singura cerință era: vrem să refacem biserica cât mai grabnic pentru a-l aduce pe domnitor acasă. Preotul Gheorghe Popovici s-a stins din viață fără să-și fi văzut visul realizat. Dar oamenii din sat au preluat ideea și spun că sunt datori să îndeplinească dorința înaintașilor. După război, când osemintele trebuiau să fie aduse din nou la Ruginoasa, biserica fiind distrusă, castelul de asemenea, nu s-au putut aduce aici. Ruginoșenii sunt legați de Cuza. Reforma agrară din 1864 a lui Alexandru Ancuza a fost zămislită la Ruginoasa. Speranța moare ultima. Eu sper că în final se va reuși acest lucru. În privința acestei mutări a osemintelor, putem găsi două grupe de argumente, pro și contra. La pro este un singur mare argument, cu două puncte, A mic, B mic, că a fost înmormântat acolo inițial, la 1873, și doi, mutarea osemintelor în 1944 s-a făcut într-o conjunctură, într-un caz de excepționalitate, deci a fost o stare de război. Sunt foarte multe categorii, chiar foarte multe, câte doriți să numărăm, de argumente contra acestor mutări. Și în primul rând este argumentul de natură istorică, ceea ce spuneam mai devreme. Contextul în care a fost înmormântat Cuza acolo a fost cel legat de momentul 1873 și de statutul său. Cuza este un patrimoniu național. Acesta ar fi o a doua categorie de argumente importante, simbolistică. Este un patrimoniu național și un patrimoniu național unde este mai bine pus în valoare? La Iași sau la Ruginoasa? Evident că la Iași, fiindcă Alexandru Ioan Cuza este legat trup și suflet prin întreaga lui activitate de Iași. Aici a fost domnitor 3 ani. N-a stat chiar 3 ani, că a stat și la București, dar oricum mult mai mult decât la Ruginoasa. Ruginoasa a stat câteva luni adunate. Deci este reședința personală, adevărat, dar simbolistica este legată de Iași. Un argument pentru aducerea osemintelor la Ruginoasa. Argument pe care îl văd într-o jalbă semnată de preotul paroh, îmi scapă numele, din Ruginoasa, în 1947. Zice preotul, între altele, zice: lutul lui Cuza este la Ruginoasa. Oasele sunt în altă parte. Nu se cuvine ca oasele să fie acolo unde este și lutul? Unde trupul lui s-a transformat în lut? Eu unul, nu am cum să fiu în contra acestui argument. Mie mi se pare un argument de bun simț, de o simțire extraordinară. La 3 ierarhi, unde sunt osemintele, sunt 3 domnitori. Acolo este Vasile Lupu, este Dimitrie Cantemir, domnitor de rezonanță europeană, este singurul mare domnitor român cunoscut în întreaga Europa. Universitatea din Iași a sărbătorit acum câțiva ani, 150 de ani. Unde a început sărbătoarea? La 3 ierarhi. Deci la patron. Deci eu nu am nimic cu dorința celor de la Ruginoasa, eu ca persoană și ca profesor. O înțeleg, este poate din punct de vedere istoric, a fost acolo mormântat și ar dori să fie acolo, fiindcă ar crește evident valoarea muzeului, valoarea monumentului. Simbolul Cuza este legat de Iași și ar trebui să rămână la Iași. Există toate argumentele pentru ca în locul în care el a dorit să fie îngropat și a fost îngropat, el să se reîntoarcă. Azi, la Ruginoasa, odihnesc osemintele Sultanei Cuza, lui Dimitrie Cuza, lui Alexandru Cuza, un frate al Domnului, Dimitrie Cuza, în afară de ctitorii bisericii, cei doi Sturza. Mi se pare, deci, că avem toate motivele să respectăm voința lui Cuza, să respectăm istoria și Cuza să revină la Ruginoasa. Nu e numai un punct de vedere de patriotism local, eu de la București așa gândesc că trebuie să se întâmple lucrurile pe meleagurile Moldovei.
Din punct de vedere religios creștin, nu ar fi o problemă în sensul acesta de sumările repetate. Omenește vorbind, consider că ar fi benefic din două puncte de vedere, cel puțin ca să nu fie transportate. Toate aceste mutări, toate fac rău osemintelor însă în sine. Pe de altă parte, atâția ani cât a stat la treierar, deja s-a format o opinie asupra găsirii lor la treierari. Pe de altă parte, mă gândesc că cei care vin la mormântul lui Alexandru Ioan Cuza îl vizitează în primul rând în postura lui, nu de persoană privată, ci în postura lui de principe, de înfăptuitor al Unirii. Și rezidența lui în acest sens o consider ca fi Iașul, locul în care s-a coagulat această idee. Și apoi ar mai fi ceva, poate duc discuția cu guvernul cotidian, dar s-ar crea un precedent, după părerea mea, periculos și păgubos, cu mutatul osemintelor. De ce nu l-am mutat osemintele lui Eminescu atunci la Ipotești? De ce nu l-am mutat pe al lui Iorga la Botoșani, să ceară orașul Botoșani? De ce nu l-am aduce pe al lui Eminescu tot în județul Botoșani? Într-o perioadă când istoria nu mai este la ea acasă, nu mai este respectată și în care uneori este doar folosită în campanii electorale, un astfel de moment ar duce cumva în derizoriu valoarea simbolică a lui Cuza. Aș putea avea și o atitudine subiectivă. Ca profesor de istorie, ca om, sunt un mare admirator a personalității lui Cuza. Parcă nu aș dori această știrbire a personalității. Iar ca profesor la Universitatea din Iași, ca prorector chiar la Universitatea din Iași, aș vedea ca o pierdere pentru universitate această mutare a osemintelor la Ruginoasă, pentru că s-ar pierde din simbolistica Iașului. Dacă judecăm dintr-o perspectivă sentimentală, apoi osemintele lui Cuza trebuie să fie la Ruginoasă. Dacă am judecat dintr-o perspectivă istorică, atunci acest personaj ar merita un mausoleu fabulos. Până la urmă, nu avem noi puterea de decizie în acest sens și vom urma decizia care se va lua. Dar, personal, cât timp vor fi aici, le vom cinsti cum se cuvine și le vom întâmpina cu bucurie. O domnie scurtă, prolifică, dar agitată a avut Cuza. Agitații au fost și ultimii ani de viață, iar după moarte, pentru rămășițele sale pământești, a urmat o nefirească peregrinare. Au fost luate din cavou și mutate în cripta din biserica din Ruginoasa, apoi duse la Curtea de Argeș, iar de acolo la Iași, la Mănăstirea Treierarhi. Și cine știe ce va mai urma. Știți foarte bine, acel castel a fost blestemat, există un fel de legende, povești, ce s-a întâmplat acolo. Prin urmare, să nu ne mirăm prea tare că și osemintele lui Cuza au avut o asemenea soartă. Iată, apropo, de blestemul Ruginoasei. Nu greșelile l-au răsturnat pe Cuza, ci faptele lui cele mari. Spunea Mihail Cogălnicianu în 1873, la despărțirea de prietenul său. Și dacă ar fi așa, atunci am putea găsi într-una din faptele lui cele mari, secularizarea averilor, o posibilă explicație pentru zbuciumul de care a avut parte domnitorul Unirii și înainte de moarte, dar mai ales după. Hrisoavele din vremea lui Vasile Lupu aruncau un blestem asupra celor care ar risipi daniile sale către ctitoria sa trei ierarhi. Într-un document din aprilie 1641
Se spune așa. Să nu strice Dania și miluiena noastră. Chiar cine s-ar încumeta să strice sfărâme Dania și miluiena și întocmirea noastră, acela să fie neiertat de Domnul Dumnezeu și de toți sfinții și să aibă potrivnic la strașnica judecată a lui Hristos pe Vasile cel Mare, Grigore, Teologul și Ioan Gură de Aur. Și să fie blestemat și de trei ori blestemat și să aibă parte cu Iuda și cu de trei ori blestematul Arie în veacurile și muncile fără sfârșit. Amin. Despărțite rămâne familia Cuza și după moarte. Elena Doamna odihnește la Solești. Domnitorul a trei erarhi, iar mama, fratele, unchiul și fiii săi în pământul Ruginoasei. La înmormântarea domnitorului reformelor, Mihail Cogălnicianu rostea următoarele cuvinte. Câtă vreme va avea țara această istorie, cea mai frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru Ioan I. O pagină în care comunitatea din Ruginoasa visează să mai fie adăugată la post scriptum mutarea osemintelor în gropnița domnească. Ideea a apărut încă din anul 1945. Argumente pro și contra am adunat și noi, la oaltă cu faptele consemnate de istorie. Decizia aparține instituțiilor statului. Problema trebuie dezbătută într-un final, pentru că Ruginoasa așteaptă de aproape 70 de ani un răspuns. Și poate ar fi bine să fie întrebați și urmașii, în cazul în care rude îndepărtate ale domnitorului ar mai fi în viață și ar fi interesate de locul în care își doarme somnul de veci, unificatorul principatelor române.